Salutare, dragi prieteni! Bine ați venit și revenit pe canalul meu. Mă scuzați că sunt aici, bate vântul, sunt supărată, verde de supărare, neagră-verde de supărare. Nu mai știu de mine. Pentru și din cauza faptului că astăzi se votează, e ultimul pas a votului, a trecerii prin camera, prin Senat, a acestei idiote legi, și anume cea a carantinării izolate a persoanelor și bunurilor. Nu vreau să vă rețin cu polologii care nu și-au rostul, dar vreau să vă întreb, dacă știți, vă rog să-mi răspundeți la următoarea întrebare. Presa a fost în piață ieri? Vreun canal de știri a transmis live? Unde au fost toți reporterii de teren? E absolut inuman ce s-a întâmplat. Un astfel de eveniment de o asemenea amploare nu a fost televizat. Niciun jurnalist, nici o televiziune nu a profitat, între ghilimele, de un asemenea eveniment, de un asemenea moment. Cum e posibil? Dacă nici asta nu e o dovadă de corupție, atunci care e? Domnilor, televiziunile sunt cumpărate, părerea mea. Și nu vreau să mă lungesc la vorbă. Vreau să ridic un mare semn de întrebare, mare, mare de tot. Poate sunt eu cretină, proastă, idiotă, cum ar spune unii, dar ce am înțeles eu din tot balamucul ăsta este că ce ne explică criminalii ăștia aflați la putere prin legea carantinării și izolării forțate, deci dacă ești, hai să o luăm pe curpăn, dacă ești părinte și ai copii și ești internat forțat și nu ai cu cine lăsa copiii, ei vor fi preluați în custodia statului pe perioada internării forțate. Și acum să fac o paranteză, să vă explic cum s-au mai întâmplat lucrurile și până acum, deși nu era temei legal, au fost luați copiii după, mă rog, de la familii nevoiașe, din așezăminte, din locuri unde nu revendică mai nimeni acel copil sau dacă revendică nu are bani să caute și nici capacitate intelectuală și de niciun fel, nici financiară, nici nimic. Și au fost duși, au fost purtați din centru în centru pe în țara asta până li s-a pierdut urma, până au găsit părinții adoptivi, până au găsit, nu știu, persoane cărora să le vândă, i-a vândut pe bucată, i-a vândut organele, nu știu ce s-a întâmplat cu copiii respectiv, dar din moment ce e tăinuit atâta, deci totul s-a făcut în taină, clar treburile nu sunt curate sub nicio formă. Așadar, cei care aveți copii, minori, în țară și nu sunteți departe de ei, faceți cum ați face și veniți și luați, pentru că România nu mai e prezent, dar minte viitor. Nu mai e nimic. Că se aprobă, că nu se aprobă legea, deci dacă se aprobă, ne calcă pe toți pe cap, ne taie gâtul la toți. Ne trece cu tancul peste noi. Dacă nu se aprobă, oricum nu e viitor în România. Deci nu mai lăsați copiii cu nimeni pentru nimic în lume. Salvați-i cu prețul propriei vieți. De murit tot murim odată. Murim cu ei de gât. Pe avocat nu pot să-l sun deoarece nu există nicio cale de apărare în textul acestei legi. Deci asta nu e lege, e jaf la drumul mare. În cazul în care ești internat forțat, vei fi deposedat de toate bunurile pe care le ai, telefon, mașină, casă, nimeni nu va ști unde vei fi dus și nici nu vei putea lua legătura cu familia. Domnule, ăsta e un scenariu de film? Deci nu pot să vină să cred că e ceva real. Deci un om normal n-ar judeca în vecii veacului așa ceva. În termenii ăștia pentru un popor, vor să ne piardă urma, domnule, vor să nu mai existe România și români pe fața pământului, ceea ce nu se poate. Numai Dumnezeu poate hotărâ dacă cineva trebuie să piară după fața pământului sau nu. Ca popor, ca om, ca individ, ca orice. Și frunza asta dacă pică după... deci nu pică nicio frunză din copac fără știrea Domnului. Așa că... eu nu știu, s-au erijat în Dumnezei, nu știu ce-i cu ei. Este inimaginabil faptul cum un partid liberal girează o lege cu aspecte totalitare. Mă aștept ca nu peste mult timp bolnavii să fie obligați să poarte, Doamne ferește,
precum evreii în anii oribile al celui de-al doilea război mondial, anumite însemne pe haine, o banderolă, o insignă. Aceasta este legea izolării și carantinării, care permite arestarea, internarea cu forța, izolarea oricărui suspect de COVID și nu numai, reprezintă un abuz pe care niciun regim după lumea asta nu și l-ar fi permis. Deci mă bâlbâi și mă încurc din cauza nervilor pe care i-am, pentru că vreau să redau mult mai mult decât pot spune deodată și astfel gândesc mult mai repede decât pot spune și de asta se întâmplă asta și îmi cer scuze. Deci marea problemă care mă macină și ne macină pe toți este cine va decide cine este suspect, pe ce bază. Deci ăștia care sunt asemenea lui Arafat au creat un instrument monstruos prin care generează apariția delatorilor profesioniști. Deci, domnilor, ne întoarcem în anii 50, de acum încolo, orice psihopat, orice individ dușmănos, orice vecin supărat poate da telefon la 112 părându-te că ai tot felul de simptome ciudate de boală, asmuțind astfel asupra ta un adevărat infern. Deci, domnule, nu-i posibil. Izolare pe termen nedeterminat, preluarea copiilor tăi de către instituțiile de plasament ale statului în timpul internării tale, deposedare de bunuri în caz de recidivă, plata izolării și câte și mai câte. Absurdități și enormități de genul ăsta. Legea îi conferă șefului CNSU puterea aproape discreționare. Raed Arafat ar putea deveni un Torquemada modern, un fel de șef al Inchiziției Medicale din România, care va avea dreptul să-ți distrugă viața și proprietățile dacă te va considera nepermis de bolnav și eventual bolnav recidivist. Doamne ferește! Un strănut nevinovat poate să te arunce în infern. Legea a trecut de Camera Deputaților, iar astăzi va fi adoptată probabil și de Senat. Democrația în România moare, asta dacă ar fi fost vreodată. A fost un pic. Am fost un pic fericit și n-am știut. Devenim din ce în ce mai clar o țară bananieră, o butaforie. L-am auzit pe premierul, pe bețivanul ăsta de Orban, spunând că legea e indispensabilă. Păi să înceapă cu ei, domnule, dacă e indispensabilă. Dacă legea asta este indispensabilă, să înceapă cu distrugerea propriilor lor copii și proprietăți și tot ce au. Pentru că oricum sunt făcute pe banii noștri. Așa că această lege este abominabilă pe alocuri și prematură în general. Concluzia în privința COVID-19 se va trage abia peste vreo 2 ani. Această lege este o scăunare a lui Raed Arafat într-o postură de despot medical luminat. Acest anestezist cu pretenții nejustificate de epidemiolog pare să fi devenit un pericol extrem de mare pentru fragila democrație românească. Deși 90% din bolnavii de COVID sunt bolnavi sănătoși, care nu au niciun simptom, fac fără precedent în istoria medicinii, deși peste 80% din cei cu simptome sunt tratați mai degrabă cu paracetamol, deși testele folosite în depistarea COVID au o marjă mare de eroare, deși există mari suspiciuni legate de numărul cazurilor de infectare și al deceselor, inclusiv al manierii în care sunt realizate testările, deși laureații premiului Nobel ne spun că acest virus nu este monstru despre care vorbesc politrucii. Anatoma patologii celebri avertizează că puținele autopsii efectuate nu confirmă 100% că se moare de la COVID, ci cu COVID. Autoritățile române preferă să ne arunce într-o sinistră aventură sanitară. Ce mă deranjează cel mai tare este că protestele de bun simț la adresa exceselor lui Arafat sunt puse pe seama unor interese oculte și că au la bază nu știu ce susținere financiară din afara țării.